Bună seara, domnilor, bună seara, prieteni. Pisică sunt. În urma primului video de l-am făcut, cu toate că nu s-au uitat multe persoane, chiar vă rog, dacă vă e milă de mine, recomandați-mă și pe mine. Am glumit, nu fac pe milogul. Cine dorește să se uite, să uite, cine nu, nu. Nu știu ce să vă prezint. Și atunci vă supun domnilor voastre să-mi recomandați ce ați dori să vedeți din umilul meu trusou de poligon. Asta e geanta și în ea am, când mă duc la poligon, următoarele. Aici în fața am niște cord de tot felul de accesorii, de prinderi, de tot felul de chestii. Aici în față am o chestie foarte șmecheră, un cuțit de la Smith & Wesson, foarte șmecher, are piedică ca la pistol, aici are cuiul de spart geamuri și e foarte, m-am tăiat, foarte bine făcut. Am încercat pe un cauciuc, nu al nimănui, era un cauciuc de aruncat. Era și am încercat pe el. E și de aici pui piedica și nu se mai întâmplă nimic, adică nu mai apeși nimic. E foarte bine făcută, l-am mai ascuțit. Așa, și am încercat pe cauciucul respectiv, îl face vrește. Vrește. Și aici mai are încă o piedică, să nu se întâmple vreo nenorocire din greșeală. Foarte, foarte șmecher este. Îmi place la nebunie. Nu l-am folosit niciodată. L-am luat că mi-am dorit. Mi-a plăcut cum a arătat și mi-a plăcut și mi-am dorit. Dar e foarte, foarte bine făcut, foarte țapăn așa făcut. Îmi place la nebunie. Da, asta gata cu cuțitul. Așa, bun. Ce am aici? Am așa, casca, o știți, ați mai văzut-o, mânușile cu de vară, sunt subțirele, ca se pot să mănuiesc, cu piele, cu chevlar, cu alea, deci dacă doriți să le fac o prezentare, le fac. Pușulețul de se prinde la centură și pun tuburile de la pușcă. Alea sunt bune, tuburile de la pușcă, pun aici că e ușor când îl prinzi la curea să le iei, să le pui de calibru 12 pentru pușcă. Aici am de la pistol 2 și mai am încă un hoste, ăsta e de la Fubu. Ăsta este unul pentru purtat în față și mai am încă unul pe pistol, vi-l arăt și pe ăla. Ochelarii. Transparent pentru poligon, tot pentru poligon cu mâini și galbene pentru noapte sau în orat. Sincer să fiu, nu-i folosim niciodată lentilele acestea galbene. Așa. Pe aici, până înăuntru, am tot pe ram șervețele. Astea, cum se numește? Asta e un ciocan din ăla de... Atașează pe vestă, ciocan de la, știți, de spart geamul și de tăia centura. L-am și pe ăsta aici, am trus să fie în geantă. Astea sunt bețigașe din alea de sărup și luminează de diferite culori și din diferite mărimi. Asta e tot așa o chestie din asta rapidă de tăiat. Doamne ferește, pantalon, centuri, ceva. Multe plicuri pentru ochelari. Aici sunt bune, că pui mâna murdară pe ochelar și sunt bune. Aici am mănușile de iarnă, tot așa foarte bune. Da, sunt cam grosuțe pentru iarna, așa vara te cam coci în ele. Așa. Urmează să-mi vină trusa de prim ajutor. De-abia aștept să fiu prezint pe aia, dar durează că vine din China. Am făcut-o eu așa, ce-am văzut pe la domnul Nicu Ababei, la Nic Mozambic, în prezentarea lui. Am mai văzut pe la câțiva pe afară
Și atunci am făcut așa o idee, cam ce ar trebui, ce produse ar trebui și acum urmează să vină. Nu a costat mult, a costat undeva în jur la vreo 2 milioane toate, dar garou, turnichet, valvă din aceea pentru respirat, unisens, în sfârșit, mai multe sunt. Ce n-am găsit să cumpăr și o să trebuiască să apelez la niște prieteni în Anglia, piculețe de Celox, știți ce e ăla, pentru oprirea hemoragiilor masive, sunt niște granule de se presează pe rană, așa, am găsit în Anglia piculețe de 15 grame. La mine ce am găsit un gram din aia și nu se merita. Căștile de armurii cu baterii de schimb, cu firele de comunicații, dar nu trebuie mie. Așa. Vesta cu plăcile. Asta o să vi le prezint odată dacă vreți și vă interesează să le prezint. Așa, bun. Asta ar fi cu geanta. Așa. Așa și imediat vă mai arăt ceva. Așa bine. Ca să stea în forma lui. E foarte bună geanta, rezistă la terpelele, formoarele sunt rezistente și are multe buzunare, multe chestii din astea, poți să o folosești, să o faci rucsac și alea. Mi-e greu mie singur să filmez toate treburile, știți, îmi trebuie ceva mai rezistent. Așa, și acum una dintre armele mele, un holster cu retenție, cu piedică. Înainte de pistol. Ăsta este foarte șmecher, are aici o găurică de tos. Să dau astea așa și îl prins la curea. Înțelegeți? Dar e foarte bun. Să prinde el mai greu, că e nefolosit. E, și aici are șurubelul ăsta și îl muți cum ți-e ție mai comod. Încerc. Dar ăsta e foarte bun, că uitați, are chestiile astea. Ăsta e ca un burețel și ăsta e ca o clemă. În momentul în care eclipsează pe curea, rămâne prins. Nu se mai mișcă stânga, dar vedeți, dacă vă uitați mică distanța, chiar presează bine cureaua și clemele astea de prinde, reprind bine. E foarte bun. Vă zic de la mama din Polonia, parcă. După un site din Polonia. Așa. Și acum pistolul meu fort, nu are încărcător în el, este sigur, nu are nimic pe camera cartușului, conducem trăgaciul, bun. Este pistolul meu fort, 17R, calibru 45. Și mai am și pușca Mossberg, shotgun din acela, calibru 12, dacă doriți o prezentăm și pe aia. De amândouă sunt foarte, foarte, foarte mulțumit. Cu ăsta cred că am vreo 1000 și ceva de cartușe trase cu el. Bun, bun, bun. Manșonul din metal, restul din polimer, din compozite și țeava este tot din metal. Restul numai din compozite, foarte bun pistolul. Îl recomand cu plăcere pentru cei doritori. Pentru autoapărare, bile de cauciuc, foarte, foarte bun ăsta. Adică eu, cel puțin, părerea mea că am fost foarte mulțumit. Am mai tras cu un ground power, că în domeniul ăsta al neletalelor, proiectile de cauciuc, se dă bătălia, din ce știu eu, între fort și ground power. Din ce am auzit, ground power-ul este, acum știți cum e, nu sunt eu ăla necorectul de am eu fort și e cel mai bun. Nu, am înțeles că ground power-ul ar fi mult mai bun decât fortul. Dar între ele două se dă bătălia. Adică în rest, nici știu eu alte mărci nu sunt nici fiabile, nici mai erau de la Walter, dar se erau din Zamac. Să sparg, să... Nu sunt. Între astea două se dă bătălia, între fort și ground power. Am tras cu ground power. Bun, dar tot pe ăsta îl iubesc. Și la fort intrați la cei de la PLD,
sunt o grămadă de combinații. O grămadă de modele au 17, 17, 12, 12, așa, în sfârșit. Intrați la ei dacă... I-a pus ca o am în dulap, n-am scos-o în seara asta, că nu eram pregătit în seara asta să o scot. L-am și la ea lanternă, i-am pus diferite accesorii. Dacă sunteți doritori și doriți să aflați ceva, să spuneți ceva, să aflați ceva, să vă spun ceva, cu mare drag vă stau la dispoziție. Acum voi scrieți-mi, lăsați-mi în comentarii acolo, dintre toate astea ce doriți să le dezbatem pe larg și le dezbatem cu drag. Seară bună, odihnă plăcută și cum zice clasicul, antrenați-vă, antrenați-vă, antrenați-vă. Seară bună și mulțumesc de vizionare!